Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Visul de a primi bani lunar fără să faci nimic s-a împlinit în cazul a doi angajații ai mei APN, care au încasat peste 2 milioane de lei timp de 12 ani. Pensie. Nu. Aia e rezultatul unei munci. Fără să faci nimic, ai muncit și acum... Deci, 2 milioane de lei în 12 ani în rate lunare, virate de o doamnă din MAE. Practic un salariu fără taxe, asta în plus față de ce câștigau dâși, și doamna contabilă la Ministerul Afacerilor Externe le dădea lunar câte 10-15 mii de lei iubitului dânsei și fiului acestuia. Deși cei doi n-au lucrat niciodată pentru MAE, n-au avut niciun contract, nimic, nimic. Și dacă tot era calculatorul deschis, doamna contabilă și-a virat și în contul personal 1,5 milioane de lei în aceeași perioadă. Să fie bani de cheltuială. Puțărită. Vezi că ea a luat mai mult decât le-a dat dânșilor. Ea a luat 1,5 milioane. Cine în parte, parte își face. Asta. Șefii de la Ministerul de Externe, scriu colegii de la știrile Pro TV, nu au avut nicio bănuială, nu s-au prins, nu și-au pus nicio întrebare. Îți dai seama ce auditori facă ea acolo? Niciodată nu există. Greu. Da, e greu, tată, să-ți dai seama. Păi, 10-15 mii pe lună. Da, mă. De fes. Da. La câți bani se învârt în contabilitatea unui minister, îți spun eu că e o glumă, ca și cum ai pierde tu 2 lei pe lună din buzunar. Și... Așa e principiul? Nu, adică mă gândesc că e foarte greu să-i prinzi. Știi că am o cunoștință care face corporate intelligence, sau intelligence corporate, e clar. Ceva face. Da. Și când am aflat, ce înseamnă asta? Înseamnă așa, dacă tu ai flux financiar în firma ta, și ai o bănuială că ceva se întâmplă, mă chem pe mine și eu analizez fluxurile financiare și spun cine fură bani și cine face plăți aiurea. Da. Și dacă ți-aduce aminte, periodic, în acest post de radio, vin niște domni și niște doamne care fac un audit financiar și verifică toate cheltuielile făcute, pentru că patronii, fiind bani privați, sunt interesați ca banii să nu fie irosiți aiurea. Asta zic. Deci, vezi, minister... sunt două componente. Da. Una... să remarce cineva sau să îi se pară că dispar niște bani, cum ți-a spus ție prietenul, da? El e chemat dacă compania are niște suspiciuni. Da. MAE-ul nu cred că a avut Ce suspiciune să aibă MAE-ul? Există Curtea de Conturi, Luca. Da. Pentru bani publici există Curtea de Conturi. Întrebarea este, oare ce a făcut Curtea de Conturi timp de 12 ani de nu s-a prins că doamna asta vira lunar bani la două persoane, doi particoleri de la MAPN și își vira și ei. Eu zic că doamna a făcut o lucrare frumoasă și cred că o angajează la CIA, știi, după modelul cu hackerii care, dacă sunt talentați, ajung da. Cum a, cealaltă. Cum a izbucnit scandalul? Frauda, cum ziceam, lunară, a continuat netulburată până când, acum câteva luni, angajata ministerului s-a certat cu iubitul ei. Nu că astea mereu așa se termină. Da, domnule. Deci totul merge bine până când se trezește unul cu fața la perete și iese scandal că n-a șters, n-a spălat vasele cum trebuie. Nu, sau cum a fost ăla, știi că a fost unul în altă țară, care a luat salariul 20 de ani și a căzut când au vrut să-i facă petrecere de retragere. Știu ce, e că tot într-o poznă de-asta. Da. În acest moment, principalul beneficiar, deci iubitul doamnei și cu fiul dânsului, au decis să dea totul în vileag și au denunțat-o pe contabil atât la MAE cât și la procuratură. Asta e cam fabula aia cu broasca și scorpionul, știi? Care da, mă, să știi, baltă. Da. Mă, dar abține-te un pic, adică totuși... Eu cred că ea s-au speriat. Eu cred că i-a făcut și... doamna ceva nasol, l-a înșelat, la... Nu, sau și-au denunțat-o. Asta zic, ca să o denunțe, sigur i-a făcut ceva urât. Ia, dar s-au despărțit. Orice i-o fi făcut. Acum, problema este că eu cred că ei s-au speriat foarte tare și au dat seama aia, i-a amenințat că o să spună și atunci au zis, ne ducem noi primii și denunțăm. Sau așa. Sigur, rezultatul e că acum trebuie să dea 2 milioane de lei înapoi. Că de asta se întâmplă, că sunt bani necuveniți, trebuie să-i dai înapoi. În rate am luat, în rate vi dau înapoi. Da. Iubitul contabilii susține acum că a aflat întâmplător că banii care intrau în cont erau ai Ministerului de Externe. Adică, eu n-am știut. Cui nu-i se întâmplă să primească? Adică la stat înțeleg că este comun să primești bani fără să știi pentru ce. Da. Lunar și ridici din numere. Ai primit bani, asta e. Tu te-ai dus la muncă. Mai departe, cât te plătesc, nu mai e treaba ta. Avem sindicat, avem parlament, avem legi. Dar cum explică ei totuși faptul că luau câte 10-15 mii de lei lunar? Chipurile, doamna îi trimitea bani domnului ca să-și facă ei o casă împreună.
12 ani la rând? Bă, dar ce răbdare, au avut să strângă bani să-și facă o casă 12 ani la rând, câte 10-15 mii pe lună, 2 milioane de lei? Frumoasă casă, ce să zic? Adică, da, totuși, cu 200 de mii de euro îți face o casă frumoasă. Da, încă ceva dubios, fostul partener al contabilei afirmă că abia recent a văzut un extras de cont cu sumele încasate, ceea ce i-a dat de bănuit. Citez, plutonier adjunct, rezervă, mă rog, denunțător. În 2023, până în Paști, zice dânsul, am văzut în extrasul de cont, scria salariul Ministerului Afacerilor Externe. Păi, deci tu încasezi bani 12 ani și după 11, întâmplător, vezi un extras de cont. Nu există întâmplător, te duci și îl ceri, nu e, că nu îți scoate cineva extras de cont pe ce se întâmplă în contul tău. Deci întâmplător după 12 ani, ia mă să văd și eu un extras de cont în viața mea, să văd cum arată. Și te uiți acolo și vezi plată, facturi, gaze, ce mai e, nu știu ce am cumpărat, șaurma alea. Ia uite virament de la mea e 10.000 de lei. Ce oameni drăguți. Ce drăguț. Dar luna trecută tot de la e 10.000, tot de la mea e 10.000. Ce ciudat. Cine poate să creadă povestea asta, istorioara asta? Deci, anchetă internă, oficialii mei au denunțat-o pe contabilă, dosarul a fost preluat de parchetele militare, mă rog, se fac cercetări pentru delapidare. Doamna contabilă a dispărut. Nu mai e de găsit? Așa e, după despărțiri, un timp nu mai vrei să vezi pe nimeni. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.